Bine, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Sims 4. Vom juca în acest episod cu familia Luxury Life, adică cu din seria Luxury Life. Însă înainte de aceasta aș vrea să vă spun că s-a făcut un update la Sims și vreau să vi-l prezint și vouă. Odată, după cum puteți observa, pagina de intrare este puțin schimbată. Știți că înainte unde aveam play-ul și chestiile astea se aflau undeva în partea aceasta, la fel și cu să-ți creezi o familie nouă, însă acum bara de start s-a mutat în partea aceasta și aici avem, bineînțeles, start la joc, o să începi un nou joc sau să intri în salvări. Însă, de asemenea, s-au introdus aici și toate contenturile pe care le ai și după cum vedeți aici, eu le am pe toate și ăsta este Free Packs, acela cu Holiday. Însă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 DLC-uri, dintre care 3 sunt Expansions Pack, 4 avem Game Pack-uri și Staff Pack-urile acestea de aici de jos. Parcă a zice, nu știu, parcă tot era mai frumos. Bine, acum e interesant că ți arată pack-urile astea aici. Și e destul de interesant, zic. Și puteți să lăsați și voi în comentarii dacă vă place această nouă interfață de Sims 4. De asemenea, nu uitați să dați și voi un like, să dați un share acestui clip pentru a vedea și alte persoane acest update la Sims. Și s-a mai făcut o schimbare și asta înseamnă că trebuie să mergem la New Game. Și schimbările acestea sunt datorate pentru că Sims împlinește 17 ani de când a apărut primul Sims. Și haideți să dăm pe New Game. Și aici ne-au mai introdus ei ceva. Și este vorba la ținută, în zona de tricou. Stați-vă, t-shirt. Aici l-avem, stați să-l și caut. E, ăsta ni l-a dat, ia uite. Și scrie 17 pe el. Deci ăsta e un tricou nou pe care o găsim și la cei micuți, la oricare din personaje. Ăsta e tricou nou care s-a adus. Acolo nu e ceva cine știe ce mare chestie, însă e destul de interesant și la fel aștept și aici comentariile voastre să-mi spuneți dacă vă place acest tricou mai degrabă și pentru o echipă de fotbal. Da, na, asta este. Ok, și încă o schimbare care s-a mai făcut, însă ia asta se dă aici mai meniu. Încă o schimbare. Bă, dar unde sunt lumile? Stați că n-am văzut cred că pe ăsta aici, nu? Ia să dăm play. Da, aici. Știți că noi aveam aici și un orășel ăsta, Granite Falls. Aici dacă intrați și spre exemplu vreți ca una din construcțiile astea de aici. Uite că s-a mai schimbat ceva. Uite și interfața e schimbată. Apare ăsta aici odată, asta aici e puțin schimbată. Însă ce știu, schimbarea în această zonă, dacă cumva vrei să-ți faci un restaurant în partea aceasta aici, vei putea să-ți faci un restaurant fără nicio problemă, pentru că înainte Sims nu-ți dădea voie de restricționa. Și acum, bine, era ok dacă mai pune încă un teren aici, însă na, asta este. Deci asta e schimbarea care s-a făcut și în Granite Falls. Și haideți acum să intrăm în familia noastră. Hai să vedem aici. Și mergem în partea aceasta. Și dăm Enter. Deci astea sunt schimbările. Am vrut să vi le prezint și vouă, să știți exact. Aștept părerile voastre. E bine totuși că au mai făcut mici schimbări și că se gândesc la noi. Însă, na, acum nu e ceva foarte major, însă contează că este și chestia aceasta. Și, bineînțeles, au mai rezolvat câteva bug-uri de ale jocului. Și du-te la muncă. Zbor la muncă. Asta tot timpul când îl prind, el nu se duce la muncă. Schimbă-te, naiba, rămăsă-și despuiat pe aici. Și auto și pe asta cât ai burta are, oileu. Deci uite cât a burtoiul Trebuie să nască. În ce trimestru? Oh, e al treilea trimestru, trebuie să nască și asta s-a dus la muncă. Și aici cred că avem funcția aia, să o ducem la spital. A, o avem? Încă nu avem. Înseamnă că trebuie să mai așteptăm puțin. Însă trebuie să se pregătească totuși. Pentru că va veni un copilaș și, bineînțeles, bă, cred că i-aș da lui ăsta. Ia stai să văd dacă pot să-i dau să-l take a vacation. Ia să-l sun. Să vedem. Ia, hai să-i dăm yes. Să-l scoatem pentru că e o zi destul de importantă și nu prea ar trebui să-l ținem la servici. Ia să vedem noi acum.
Și vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierile de la clipul cu casa lui Pinocchio. Mă bucur că v-a plăcut și vouă. Așa, și haide băi, naiba odată unde ești. Sună mă, asta sau ce naiba face? Naște nevastă sau și ăsta nu mai ajunge acasă. Haide, haide. Și trebuie să mă gândesc cumva unde o să fac eu camera la copil. Bine, el fiind mic, acum o să stea cu noi aici și nu trebuie să ne ocupăm încă de camera copilului, zic eu. Bă, oprește naiba asta că mai mi-au și vreun copyright cu muzica asta. N-ar fi prima oară. Ăulă, și asta trebuie să o... Hai să o schimbăm. Gata, a venit? Ia să vedem. 17, perfect. Și la mod, nu prea are ok la servici. Însă, da. Hai să vedem acum să o ducem pe asta la spitalul ros. Merge mă să o duc așa? Ask film. Hai să vedem. A, nu îmi spune că ursus. Să nu vă vadă ăsta ce naiba. Așa. Ups. Hai. Așa. Bă, cât ai burtă are, bă, frățică. Aha. Ia să vedem noi acum. Apare ma asta aici. Friendly, become a best friends. Nu ne apare încă. Însă ar trebui să o trimitem la spitalus. Uite și tramvaius. Da, nu-mi dă voie să o duc la spital încă. Action, nu. Cu toate că e în al treilea trimestru și ar trebui trimisă. Da, nu ne apare încă. Na, în fine, hai. Hai să-l trimitem pe ăsta să mai aude aici ăștia usturoiul ăsta. A, dar încă nu-i nevoie. Pentru ce a primit 3 bani? Da, bine. Și asta ar avea nevoie la toaletă. Du-te la toaletă întâi. Alo, alo, alo. Nu, i-am dat 2 ore să închidă ăla. Hai, mănâncă acum dacă tot ai pus. Dar nu știu ce are aici chiuveta asta, că asta numai probleme are. Deci e o problemă aici, că uite, dacă pun ăla, nu, hai să o mutăm aici, că se vede ca naiba. Așa. Ia să vedem noi. Oh, uite ce se întinde asta. Și știu că foarte mulți dintre voi v-ați dori să avem și un copil aici. Ăsta de unde mai e, mă? Al cui mai e și copilul ăsta? Și de asta am decis să fac un copil cu... Să fac un copil ăștia. Bă, dar nu știu unde să-i fac. M-aș gândi totuși să... Da, o să stric forma la casă dacă fac. Că asta e că... Casa asta nu e destul de mare. Aici jos nu prea avem loc. Să o fac totuși la subsol. Să-i fac o cameră. Să lăsați și voi în comentarii pentru următorul episod unde ați vrea să facem o cameră. Bine, m-aș putea extinde cumva și în partea asta aici, așadar dacă m-aș extinde în partea asta, aș strica forma. Sau aș putea face undeva deasupra să mă mai urc încă un nivel. Veniți și voi cu idei și stabilim împreună care e cea mai bună opțiune. Așa. Friendly, așa. Ok. Aici nu mai apare absolut nimica. Aolo! Dar ce te-ai pus în genunchi? Gata. La toaletă acum mergem. Ius. Hai, du-te repede. Așa. Nu practice. Ce ne-ai bătut după practice? Ai, nu, serios, merge să mai facă huhu acum? Nu prea aș recomanda chestia asta. Dar încă nu mi-apare chestia aia să mă duc la spital. De obicei, chestia apărea atunci când, na, e aproape de, na.
Hai să-i întrebăm dacă vrea să fie totuși prietenul cel mai bun. Perfect. Așa. Take a picture. Hai să facem o poză împreună. Angie. Complimente, tot ce trebuie. Hai să-i zicem să mai ajungem. Hai să-i spunem și un secret acum. Oare dacă-i dau pe ăsta pe travel, cred că o să meargă. Ah, nu, no, asta e, mai așteptăm, nu e problemă. Unde s-a dus, mă, ăsta, valetul? Bă, da, ăsta i-am selectat, n-ai să doarmă aici, sper că doarme, nu? I think bed butler, ok. Da, poate eu veni și lui somnul. Mă gândesc, na? Și văd că e somn ăsteia. Hai să o punem la somn dacă tot e somn. Acum n-avem ce să fie. Sleep. Sper să prindă și ăsta, na? Și-s curios să vedem dacă e băiat sau fată. Ar trebui să iasă un copil frumos din ăștia doi. Da, acum să... Mamă, uite câte aspirații are ăsta, una. Are destul de mult aici. Reports. Unde naiba era, mamă? Open notebook, web order. Aici nu trebuie să luăm. De astea web. Așa, hai să facem reports pentru servici. Sper că nu durează mult asta, a? Ah, ba, uite că ar dura ceva. Ia că să bagă asta în seama. Ah, și zicea cineva că pe ăsta a făcut o remarcă foarte bună, pe valetul ăsta îl cheamă T. Brown și pe fată, dacă ne uităm, o cheamă tot Brown. Da, n-au nicio legătură unul cu altul. Aoleu, oricum ăștia, stai că ăștia erau căsătoriți, trebuia să-i schimb numele lui asta. Of, asta e chestia când Sims 3, spre exemplu, atunci când se căsătoreau, ei se schimba numele. Ia. Yeah. Dancing. Luda, ce mult ai mai dormit. Îi se schimba numele automat. Acum văd că nu îi se mai schimbă numele, domne. Yeah. O, mamă, cât ai burtul. Parcă acum e burta mai mare decât înainte, să zic așa, când era în al treilea trimestru. Și aici poți să aibă... acum hai să o lăsăm așa dacă tot a... Na. Da, văd aici, este să văd eu. Ok, deci în al treilea trimestru ar trebui să nască oricând. Dar nu se întâmplă. De ce naiba nu se întâmplă încă? Aha, 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 aha. S-a trezit să culcă înapoi. Cred că n-are somn sărac acum, vă dați seama. 25%. Cine-i bă, a luat foc aici? A, ăsta repară. Bă, măcar să sper să faci și curata ei, să nu lași astea pe aici. Așa? Ai, naiba, mai repede că se face dimineață până... Gata, m-a returnat? 75%, dar... O mai dura ceva, oare? Ia stai să vedem. Iară s-a trezit asta. Ia să vedem. Complet. Ok. Așa. Uite, vezi, acum nu-i dă voie acolo să facă, am înțeles. Aha. Tot nu apare acolo, tot nu apare. Mamă, dar astea nu e somn deloc. Și fii atent, abia ce a fost la toaletă, iar a luat-o. Toaleta pe asta. Oricum, cred că în seara asta ar trebui să nască.
Zic eu acum, na. Încă nu ne apare pe aici. Cine știe ce. Dar nu înțeleg de ce nu se culcă ăștia. Cred că din cauza la muzica aia că e pornită. Ăsta vine și bea aici în continuu. Din asta cred că se îmbate. Ăsta cred că mai mult a fost făcut exact pentru butler. Nici de cum pentru... Adică pentru valet, nu pentru oameni. Că numai ăștia bea din chestia asta de aici. Și nu înțeleg de ce. Go to sleep. Lasă-l, naiba, nu mai vorbi. Ia uite că s-a stricat aia. Hai, trebuie și repară ăla. Nu mai stă cu paharul în mână. Stă cu paharul ăla non-stop în mână. O să dau timpul mai rapid să vedem... Na. Trebuie să se întâmple odată și odată, nu? Stai să dau pe ea măcar ca să știu. Ia uite, bă, nu repară ăsta. Fii atenți. Să duce și el la somn. A, uite mă că ud astea. Așa, perfect, bravo, bravo. Așa. Dacă ai și repara chestia asta, ar fi perfect. Gata, e că s-a oprit acolo. Upsi, upsi, upsi. Stai puțin că mergem la spitalus. Acum sigur trebuie să-i apară. Gata, drăguța, gata. Have a baby at hospital. Send along, join. Trebuie să meargă cu bărbasul. Haide. Hai să vedem ce e băiețelă sau fată. Așa și pentru următorul episod din Luxury vreau să-mi dați idei în funcție de ce e băiat sau fată vedem acum. Unde ați vrea să facem camera? Și la fel să nu uitați să spuneți în comentarii cum vi se pare noul update. Hai că ia să vezi asta acum ce emoție o să aibă. Aoleu, a adus-o în rochie, doamne, ia uite-te și tu cum a venit în rochie, outfit, schimbă-ți hainele astea că e urât să fii așa îmbrăcat aici. Ăsta e doctorul? Aha, a venit și... Hai, 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 ia. Aoleu, serios? Gata, haide, haide, ia uite-te cum alergă ăsta. Trade. Unde ne bai, haide, nu mergem să ne opereze domnul doctor? Păi ești nebun. Asta ce înseamnă? Trebuie să mergem la asta, la... Aici să vorbim cu ea? Hai să mergem să vedem. Ok. Bă, naiba naște asta de urgență aici. Ia gata că se duce, cred. Haide, haide, haide. Uite că se duce. Bă, vino repede încoa. Ia, uite, ăsta s-a pus la calculator tâmpit. Hai, vino repede încoa, lasă calculatorul ăla. Gata. Haide repede, vino încoa. Și începe operația, fraților. Hai să fie cu noroc. Bă, sper să facă treabă bună doctorul ăsta. Așa, doctor. Haide, haide, haide. Hai, mă, până vine ăsta, durează un secol. I-a scos inima, ia uite-te. Hai, vino repede încoa. Ah, ok. Hai, e panicat, mă. Ok. Ia uite-l. Hei, ah, it's a boy. Aha, perfect. Dar nu brown. Așa și la nume... Ce nume să-i punem? Hai să-i punem Jordan. Bye. Și iată-te, maică, că are un băiețel, mă, uite. Perfectus. Dar ce face, doarme?
Ei bine, și avem un băiețel acum. Ăsta ar trebui. Bă, vino mă înapoi. Ia, uite-te, iar am îmbrăcat o pasta în... De ce n-ai să fi îmbrăcat așa? Oh, gata, 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 gata. Hai, schimbă-te, n-ai bine, hainele normale. Oh. Bă, panicosule. A dispărut copilul. Gata, să duc acasă acum. Așa, hai acasă. Hai, hai. Mulțumim, domnul doctor. Ne-a tratat cum trebuie. Eu te-l pot să ce largă ca tâmpitul aici. Hai, 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 hai. Așa, și practic aici o să încheiem și noi acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați în continuare la canalul meu, să dați un share, iar până la un nou clip din această familie în care v-am zis, v-am lăsat niște task-uri în care să decideți, fiind băiat, unde vreți să-i facem camera, că nu prea am idei. Așa, îmi lăsați în comentarii la fel și de acest nou update. Așa că, gata, au ajuns acasă, acum este și copilul, sper să fie sus pe acolo pus. Așa că, până la episodul acela vreau să îmi răspundeți la task-ul care vi l-am oferit. Însă, nu văd copilul unde. Ia uite unde l-a pus la asta aici, Doamne, o să-l mut eu. Bun, până data viitoare, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!